Trecerea pe culoarea roșie a semaforului, depășirea vitezei cu 50 de km la oră peste limită sau conducerea sub influența băuturilor alcoolice sunt doar câteva prevederi ale regulamentului rutier care sunt sancționate cu suspendarea permisului pe o perioadă de 3 luni. Potrivit declarațiilor ministrului de interne Radu Stroie, există un proiect de ordonanță care prevede înăsprirea pedepselor pentru șoferii care încalcă regulile de circulație. Accentul nu va fi pus pe amenzi, cu toate că ele vor continua să fie aplicate, însă perioada de Suspendarea permisului de conducere va crește considerabil de la 3 luni la 4 ani.